m-am bucurat cumva că am ajuns să merg să văd acei copii, pentru că au fost o lecție pentru mine și au fost o lecție pozitivă și mă bucur că s-a întâmplat. De ce? Am consultat de la ora 5 după masa până la ora 22, de la 17 la 22. 27 de copii, nici nu i-am numărat, i-am numărat altcineva. 27 de copii incredibil de cuminți, disciplinați. Îi văd ca fiind copiii generației mele. Noi am fost atât de cuminți. Noi am fost acei copii pe care, dacă mama îi așeza acolo, acolo rămâneam. Dacă mama spunea că scă gura să te vadă doamna doctor, că scă gura. Pe mine m-au impresionat acei copii. Vă rog să mă credeți, îmi venea să plâng când am ajuns acasă și discutam despre acest lucru. Probabil și trauma prin care trec, dar nu este doar aceasta. Cu siguranță, o traumă, de asemenea factură că te muți cu locația, nu te poate face atât de cuminte peste noapte.